Apariția pandemiei a determinat o schimbare a comportamentului uman, a stilului de viață și a realității în care trăim. Aproape toți oamenii erau concentrați pe activitatea profesională, pe succesul în plan social, familial și profesional. Odată cu apariția pandemiei, cu toții a trebuit să ne adaptăm situației nou create. Traumele ne schimbă obiceiurile, deoarece, deși factorul declanșator poate dispărea, teama rămâne pitită undeva în creier și ne dictează deciziile cotidiene. România a mai trecut printr-o traumă colectivă în 2015, odată cu incendiul de la colectiv. După tragedie, o bună bucată de vreme, oamenii au evitat să iasă în oraș. S-a implementat într-un final legea care interzicea fumatul în spații închise și au dispărut multe cluburi și baruri cu tradiție care aveau o clientelă fidelă. Dar cum ne influențează pandemia viața? Pandemia, sigur, m-a îngrijorat. Am fost mereu cu frica în sân. Ce facem dacă? Asta e viața. N-avem ce face. Să mergem mai departe. Mergem mai departe. Tot ce vedem în jurul nostru, de la măști pe fețe, la știri sau la anunțuri din supermarketuri sau din aeroporturi, ne amintește constant că suntem în vârtejul pandemiei. Obiceiurile și percepțiile noastre despre unele lucruri s-au schimbat. Din punct de vedere moral și spiritual mi-a afectat în mod deosebit viața. Cu spirit gregar, cu spirit liber, cu spirit deschis către tot ceea ce mă înconjoară. Considerați că această pandemie v-a afectat în vreun mod viața dumneavoastră? Da, sigur. Faptul că nu mai socializăm e un lucru deosebit de grav. Pierdem prieteni, pierdem calitatea de om. Că partea socială a fost practic cea mai afectată. Ne este teamă să mai intrăm în contact cu alți oameni. Corect. Deci nu poți să faci o petrecere. De obicei, la sfârșitul lunii, toată familia se aduna la cineva dintre noi. Suntem o familie destul de mare și acest lucru a dispărut. Atunci ne spuneam problemele, le rezolvam împreună. Acum, dacă ai puterea să rezolvi bine, dacă nu, e mai greu. Datul mâinii s-a transformat dintr-un gest social de politețe sau prietenie într-unul de inconștiență, strănutul dintr-un motiv de chef într-unul de panică și priviri reprobatoare. Tusea sau febra, din amărăcit iau un fervex, în aoleu ajung la spital. Multe dintre lucrurile care reprezentau un gest spontan, precum mersul la film, la mall sau într-un club, vor fi, cel puțin pentru o vreme, un act cântărit cu grijă și întors pe toate părțile. Înghesuiala sau aglomerația nu vor mai fi un semn de succes al afacerii sau de calitate al serviciului, ci un semn de punere în pericol.